O idee, două idei. Da. Una dintre ele legate de fosile. Știți de fapt Yellowstone din America? Ce s-a întâmplat acolo când la un moment dat a explodat un vulcan acolo, timp de câteva zile a fost undeva înainte, în jurul anului 1900, mai înainte. 1990. 1986. Așa. Ce se întâmplă? Da, exact. Ce s-a întâmplat acolo este că sau s-au întâmplat niște evenimente pe care oamenii credeau că durează câteva milioane de ani ca să se întâmple. Și când după ce s-a liniștit totul în 5 zile, ce au zis, s-au dus oamenii de știință și la locul respectiv să vadă ce a rezultat în urma acestei caracteristici. Și au văzut acolo toate lucrurile care credeau că se vor întâmpla în milioane de ani. Inclusiv fosile nu în sensul de că erau deja fosilizate, ci în sensul de exact. Și asta ar putea, un mare cataclism, ar putea explica foarte bine și poziția aceea a copacilor drept și multe, multe alte lucruri. Și acest mare cataclism este însuși potop. Și a doua idee pe care vreau să spun este știința, când procesul de cunoaștere este prin experiment, prin observarea lucrurilor care se întâmplă la momentul respectiv și printr-o extrapolare a lor și prin presupunerea că așa a fost întotdeauna și așa va fi întotdeauna. Și este o postare foarte interesantă. Oamenii, cei din Europa, credeau pentru foarte mult timp au crezut că toate lebedele sunt albe. Și până când s-a descoperit Australia și au văzut oamenii prima dată lebede negre, toți erau siguri că toate lebedele sunt albe. Că trebuie să ajungă în Australia să vadă că există și lebede negre. Există o carte, se cheamă Lebedea Neagră. Și vă recomand să citiți, să vedeți cum e cu partea asta statistică a lucrurilor și cum faptul că lucrurile care vreau la un moment dat parțional constant, totuși pot avea câteodată niște fluctuații de stă peste tot, peste cap tot sistem. De aceea a apărut și criza asta economică, să zicem tot așa, pentru că există lucruri care nu pot fi prevăzute. Deci nu întotdeauna lucrurile merg așa cum trebuie. Sigur, acum, legat de metodele științifice, una dintre cele mai uzitate în prezent și îndeosebi în latura asta a evoluției este următoarea. Noi emitem o ipoteză și abia apoi încercăm să o demonstrăm. Nu pornim de la un fapt real pe care îl punem în scris. Puși în fața unor astfel de dube sau unor întrebări la care nu au răspuns, evoluționiștii spun așa, da, știu că problema asta e greu de explicat, dar evoluția e un fapt. Și am citit un comentariu la ideea asta. Nu. De fapt, teoria voastră este una care susține destul de bine și pe care o argumentați destul de bine un lucru care, de fapt, nu este realitate. Lucrul ăsta invers. Da. Dacă există un orizont de timp când e fritat la cea de-a doua care e fritat la nu știu, să vedem ce ajunge ca și părinte. Când o să fie aproape din aprilie. În aprilie. Ce târziu în aprilie? Eu vă mulțumesc. Ce mi-am dorit foarte mult să fac a fost asta, ce am menționat și la început. Să trezesc un interes în direcția asta și cel puțin să ne punem niște întrebări așa și să nu primim totul de-a gata. Măcar un pic de scepticism. Da. Aș dori să fac și eu o precizare la sfârșitul tale frumoasei prelegerea dumneavoastră. Este vorba de un să zic, un experiment pe care l-am tradus azi dimineață, de-aia am și refuziat în cersul de încălata în ziata preferită, pe lucei din Sâmbot. Se pare că niște cercetători, de la tot a fost vorba despre cercetători, da. Geneticieni și așa mai departe.
Aceasta este făcută de niște geneticieni de la Harvard. Se pare că niște cercetători de la Harvard University au anunțat că au găsit ceva ce pare a fi un mesaj de la Dumnezeu scris în genomul uman, într-o secțiune foarte puțin explorată, și anume non-coding DNA. Adică da. ADN-ul necodificat. Nu. Non-coding DNA înseamnă o parte din materialul genetic asupra căreia în prezent nu există niciun fel de părere. Nu știm ce face ADN-ul ăla. Considerat că ADN-ul. Există o bucată mare de ADN despre care nu știm ce face. Și este numit necodificator, adică nu dă informații. E o parte de 90%. Deci nu chiar 90%. Geam DNA este supranumit. Partea ne cercetată. O echipă de geneticieni de vânt descoperă 22 de cuvinte în limba aramaică. Pentru cine nu știe, limba aramaică este limba vorbită de Iisus Hristos. Am să vă explic acum. În care Dumnezeu confirmă existența și rolul său în crearea vieții pe pământ. Descoperirea monumentală oferă dovezi refutabile despre existența lui Dumnezeu și rolul său în crearea procesului de evoluție, exact ceea ce ați vorbit dumneavoastră, a selecției naturale. Mesajul a fost descoperit când cercetătorii au observat niște modele matematice ciudate apărând în anumite secțiuni ale genomului uman. Pentru numele lui Dumnezeu, au exclamat cercetătorii. Noi știam, cercetătorul Charles Watson, noi știam că segmentele de module matematice nu apar în mod natural, în natură, dar nu am găsit nicio explicație convingătoare pentru ele. După aceea, am aplicat acestor modele matematice găsite în genomul uman, am aplicat formula referințelor încrucișate. Ce înseamnă asta? Modelele matematice au fost puse într-o bază de date comună cu toate limbile vorbite de pe planetă, vechi și cele actuale. Au fost șocați să afle că modelul matematic corespunde vechii limbi aramaice. Apoi echipa a contactat experți în vechea limba aramaică, de altfel limba pe care a vorbit-o Iisus Hristos. Decodificat în totalitate, mesajul sună așa. Bună, copiii mei, eu sunt Iave, adevăratul Domn. Ați descoperit secretul creației, acum împărtășiți-l pașnic cu toată lumea. Se știe că Iave este numele biblic al Dumnezeului iudeo-creștin. Descoperirea va fi publicată în revista de știință Nature și se așteaptă să fie o provocare și o controversă enormă. De când a apărut teoria lui Charles Darwin, în 1859, despre selecția naturală. Asta nu înseamnă că teoria evoluției este greșită, ci doar incompletă, zice Watson, acest cercetător în genetică. Este o realitate certă faptul că Dumnezeu iudeo-creștin chiar a început întregul proces și în loc să spună despre selecția naturală, a lăsat un acest secret ascuns pe care să-l putem descifra după multe mii de ani mai târziu, când am inventat tehnica necesară. Are logică, spune Watson. Înainte de această descoperire, eram ateu convins. Acum sunt un creștin devotat. Această descoperire este exact ceea ce aveam nevoie pentru ca să-mi găsesc calea. Sursa este revista Nature, care a apărut între timp, și inclusiv pe YouTube. Poate să caute oricine, doar tastați pe YouTube Scientists Discover Message from God in Human DNA. Mulțumesc. Asta a fost singura completare. Deci în 2013 s-a descoperit. Poate fiecare să cerceteze pe YouTube la o simplă căutare. Ne îndoim că e așa. Adică e prea pueril. Sună așa, povestea de copii. Dacă ne dai, dai surse științifice, să verificăm, da. Adică să vedem. Dar foarte multe teorii au apărut la început greu de crezut, după aia puierie. Nu, dar și asta este o teorie ca și restul celorlalte, ca și omul provine din maimuță sau și așa mai departe. Genomul uman, de exemplu, ADN-ul uman are 46 de cromozomi. Al maimuței nu are 46 de cromozomi. Sunt multe de discutat. Eu am vrut să aduc o simplă completare la ce a spus colega. Ca o idee. Da, deci eu simt o idee. Este ultima descoperire. E o poveste, nu e o idee. Adică, să ne dai, dacă vrei să le dai sursa exactă al jurnalului, anul, ediția... Ca să Nature, 9 mai 2013. Este publicat în revista Nature. Tot articolul. Mult mai larg. Mult mai larg. Ce mi se pare ciudat de asta, faptul că a fost publicat. Pentru că astfel de lucruri care contravin teoriei vor... Ideea e că, chiar dacă s-ar fi descoperit mesajul ăsta,
El a fost oricum tâlcuit, da? Într-un mod de conștiință. Da, Dumnezeu a pus început evoluției. Adică, oricum, lucrurile astea nu sunt acceptate. Oamenii de știință creaționiști și măcar nu știu, sigur, nu cred că le se recunosc diplome, doctorate, studii de către... Oamenii au fost așteptări de către biserică datorită faptului că au spus că pământul e rotund. Și s-a dovedit după ani de zile să fie rotund pământul. Da. Dar și religia n-a spus de acolo pământul e rotund. Religia n-a spus de acolo că pământul e rotund. E, da, bine, acum așa asta e o discuție destul de lungă. Dacă ar trebui să ne gândim la Biblie, nu știu exact unde, în cartea prorocului Isaia, acolo vorbește despre cercul pământului. Da. A, da, așa. Filmulețul, eu îl aveam de mai demult, dar mi-a recomandat ieri Mihai un site super fain, hexaemeron.ro, cu foarte, eu am vizionat ieri, adică am audiat, așa parțial, două conferințe ținute de Părintele Dan Bădurescu, de care v-am zis azi. Că le-am auzit, m-am gândit cum mai bine, dar nu știam, îi propuneam părinții să-mi indică că nu le-am zis vorbea. Unde spune la site? Hexaemeron.ro. E român. Și aici eu am mai trecut așa câteva surse bibliografice, dacă vă interesează. Nu toate, eu am mai trecut câteva, dar după ce finisesem deja asta. Da. Bine. Poftă bună.